Bună ziua, domnule Ciprian. Dobre, bine ați venit la Bine v-am găsit. noi în studioul PS News. În primul rând vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, deși vremea de afară nu e una tocmai prielnică. Dar mă rog, vă mulțumesc pentru invitație și încerc să-mi respect cuvântul. Cu drag, oricând. Aș începe interviul de astăzi referindu-ne la administrația locală, acolo unde dumneavoastră sunteți unul dintre reprezentanți. Și v-aș întreba cum vedeți, în primul rând, acțiunile statului de drept, să spunem că e la modă termenul, în această zonă. Ne-am cam obișnuit ca, poate nu săptămânal, dar cu o periodicitate destul de mare, fie să avem un primar luat de statul de drept, fie să avem un președinte la Consiliul Județean. Ce se întâmplă? Care e explicația pe care dumneavoastră o vedeți ca om totuși din sistem? Da, foarte greu de explicat sau de dat o explicație la o asemenea întrebare. Însă, categoric, atunci când vorbești despre justiție în general, trebuie să fii foarte, foarte atent. Când vorbești despre acte de cercetare sau de urmărire penală, aici intervine o chestiune legată de cultura noastră, a societății în general, despre ceea ce înseamnă un act de cercetare penală și ce înseamnă o hotărâre judecătorească. Evident, există și chestiunea legată de diferența sau categoriile de magistrați. Chiar de unăzi citeam motivația unei hotărâri a Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, în care se vorbea despre chestiunea de a ajunge în spațiu public a unor interceptări telefonice, a unor discuții telefonice sau ambientale în faza de urmărire penală. Și se spunea în această hotărâre că o discuție privată ajunsă în faza de urmărire penală în spațiu public încalcă un grav principiu de administrare a justiției. Adică nu poți să ieși cu o conversație sau o discuție între două sau trei persoane fără să ajungi în faza de contradictorialitate a procesului penal. Și aici vreau să întăresc încă o dată, încă pentru noi, pentru societate în general, primează spectacularul. Adică eternele persoane cu mască pe față, o persoană cu oarecare notorietate cu cătușele la mâini și schimbarea rapidă de frame-uri în cadrul imaginii pentru a da dinamică. Ceea ce spuneți dumneavoastră este că practic se ajunge ca o persoană să fie condamnată în fața opiniei publice mult înainte ca ea să fie condamnată de o instanță sau necondamnată. Sigur, sau practic, dacă îmi permiteți, practic se creează un aluat propice pentru o condamnare. Înțeleg. Bun, toate aceste chestiuni legate de, să spunem, libertatea de a arunca în spațiu public astfel de lucruri, se datorează faptului că nu avem un cadru legislativ foarte bine pus la punct sau care să înfiereze, să condamne asemenea scăpări. Au existat în ultimii ani majorități în Parlament, unele foarte solide, unele aproape fără precedent. De ce credeți că aleșii neamului nu s-au gândit să pună totuși o ordine în ceea ce privește modul în care justiția poate sau nu să furnizeze înainte de o trimitere în instanță astfel de informații? Deci cred că, dumneavoastră spuneți în întrebare de anumite scăpări, nu sunt scăpări. Nu sunt scăpări. Scurgeri de informații, să le spunem, sau cum se... Sigur, sunt niște lucruri foarte bine gândite, în opinia mea, și cred că un stat de drept, înainte de orice, trebuie să asigure respectarea libertăților individuale. În afara libertăților individuale, individul, elementul social, nu are nimic de apărat. Pentru că oricum ai spune orice ai dori să faci în viață, nu poți să spui că tu, de fapt, aperi planeta
de ceva, fără să te gândești la un drept individual sau un drept al familiei tale, a copilului tău, a soției tale și așa mai departe. De fiecare dată noi ne raportăm la un drept sau chiar mai mult la un interes privat, la un interes legitim pe care îl avem ca individ. Cred că da, va veni vremea și pentru acest lucru. Cred că lucrurile s-au întâmplat în România cu o viteză atât de mare încât a intervenit o apnee. Înțeleg. Atât a Parlamentului cât și a guvernului care s-au succedat. Iar noi acum suntem în această perioadă de apnee. Cu cât o instituție, o putere a statului câștigă mai multe puteri, cu atât celelalte puteri își pregătesc, de fapt, recuperarea puterii pierdute. Dar asta se întâmplă în timp. Sunteți optimist. Bun, revenind la faptele de corupție de care vorbeam, inclusiv din zona administrației locale, o bună parte dintre ele sunt legate de acte de sponsorizări, de finanțări în campaniile electorale trecute. Cum vedeți în condițiile astea o nouă lege a finanțării partidelor și mă refer atât la momentul electoral sau în anul electoral, dar și la momentele dintre alegeri, pentru că partidele, oricum am vedea lucrurile, cred că au nevoie de bani și în perioada celor 3 ani, 4 ani înainte de momentul operativ electoral. Da, categoric, categoric. Păi, haideți să luăm 2016. 2016 este un an cu două categorii de alegeri, cu două scrutinuri, odată în care se alege autoritatea publică locală și autoritatea publică centrală, în cazul nostru Parlamentul, da. În iunie, respectiv în noiembrie. Anul 2016, 365 de zile. În ceea ce privește finanțarea partidelor politice, sunt reglementate astăzi 60 de zile. Perioada campaniei electorale pentru locale și perioada campaniei electorale pentru Parlament. Corect. Deci 365 sunt reglementate 60 de zile. Restul de 305 zile au rămas exact ca înainte. Și se vorbește, iarăși, în societate că s-a reglementat sau avem o lege care reglementează finanțarea partidelor politice. Nu. Avem o lege care reglementează finanțarea partidelor politice pe timpul campaniei electorale. Cred că, și acum o să revin puțin și în legătură cu întrebările sau răspunsurile de până acum, societatea românească, noi, partidele politice, avem nevoie de o reglementare unitară care să acopere toate cele 365 de zile ale anului. Eu cred că vom avea nevoie în special de a rupe, de a despărți partidele politice de interesul economic. Dacă în continuare partidele politice trăiesc, și când zic trăiesc cu ghilimele de rigoare, netransparent în ceea ce privește primirea și finanțarea lor, același lucru se va întâmpla și când acel partid ajunge la guvernare. Că aici este un paradox. Practic, perioada de opoziție totdeauna trebuie folosită pentru reglajele, mai fine sau mai puțin fine, a mecanismelor de funcționare în interiorul partidelor, în opoziție. Iar când ajungi la putere, partidul să îți fie pus la punct. Cu alte cuvinte. Și aici vorbesc despre, în primul rând, despre finanțare. Ne trebuie, în primul rând, să înțelegem că ar fi foarte bine ca o bună parte din finanțarea partidelor politice să se facă din fonduri publice, adică din buget. De ce? Pentru că suntem la început. Și nu cred că astăzi poți să mergi în mod transparent încă la diferite companii mari de unde să cer finanțare sau ele chiar să contribuie la finanțarea partidelor politice. Spre exemplu, Germania. În Germania, cetățeanul, și asta spun în urma unei vizite care am făcut-o la un departamentul unui partid care se ocupa exact de finanțarea partidului. Acolo, atât cetățeanul cât și companiile spun în felul următor. Noi avem nevoie ca partidele să fie puternice. Noi avem nevoie ca politicienii partidului X sau Y să fie puternici.
Și asta înseamnă să aibă și resurse materiale, să aibă și resurse umane bune. Ce înseamnă asta? Dacă ai resursă materială, poți să-ți angajezi oameni și la departamentul financiar și la comunicare și peste tot foarte buni. Pentru că nimeni, spre exemplu, vă dau un exemplu din cadrul partidelor noastre. Noi nu putem să plătim un angajat la nivelul pieței. Noi întotdeauna vom lua un tânăr care nu are așa pretenții mari, dar care nu are nici experiența necesară de a conseia foarte bine. Și atunci, cred că un partid bine finanțat sau transparent finanțat și bine finanțat va aduce oameni cu principii sănătoase și profesioniști în ceea ce fac. Credeți că putem vorbi totuși și de un pachet de legi pe lângă povestea asta cu finanțarea, să spunem, în care ar putea intra inclusiv o mai bună și mai clară lege a lobby-ului pe care o au, de exemplu, partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite sau alte țări? Pentru că și această lege a lobby-ului la noi a rămas cam așa, să spunem, în coadă de pește. Până unde poți să mergi, cât poți să mergi și ce-ți permite o anumită funcție sau un anumit post? Trebuie să recunosc că nu sunt un specialist și nu m-am aplecat asupra chestiunii legii lobby-ului, dar e foarte clar că acest lobby există în România și nu este reglementat. Chestiunea care ar trebui să existe este ceva asemănător cu ce este în sistemul Common Law în Marea Britanie și în America, și anume în declarația de interese să faci această mențiune că ești într-un contract cu cineva care vrea un lobby din partea ta în cine știe ce arie de activitate. Cred că am putea merge în acea zonă a declarației de interese. Și în declarația de interese să, nu știu, au parcă un ambasador chiar din Statele Unite care venea și fusese lobbyist al industriei de armament a Statelor Unite și era în România. Se știa foarte bine acest lucru și cred că lucrurile pot fi astfel formulate încât să fie transparente. Și asta ați dat un exemplu, eu pot să mai dau 10. Da, e o obișnuință ca ambasadorii, ca atașații, consilierii diferitelor misiuni diplomatice la București să vină la pachet la tot felul de întâlniri și cu o reprezentanță din lumea oamenilor de afaceri. La noi aici lucrurile acestea sunt condamnabile, sunt blamabile în prima aici fază. Avem o problemă. Aici avem o problemă foarte, foarte serioasă, pentru că la fiecare întâlnire la care, spre exemplu, la noi, la Consiliul Județean, de câte ori vine un ambasador, ridică o problemă legată de un agent economic care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Mureș, de exemplu. Și vorbește despre interesul lor, vorbește despre problemele lor, dacă există aceste probleme, sau chiar cere să ai un dialog și să îl sprijini în businessul respectiv. Ceea ce de multe ori, într-adevăr, la noi în țară ridică semne de întrebare. Poate ridica semne de întrebare. Vă propun să ne mutăm în zona aceasta a administrației publice mai mult și să lăsăm, să spunem, partea legislativă și partea penală. Avem anul acesta niște alegeri. La locale s-a schimbat un pic regula jocului. Vom avea un singur tur. Cine câștigă, ăla este cel mai bun, poate chiar dacă n-are în spate o majoritate atât de mare cum ne-am obișnuit până acum. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare și dacă considerați că pentru partidul din care faceți parte poate fi un handicap, să-i spunem așa? Aș începe extrapolând puțin. Din 1990 încoace, clasa politică și de regulă partidul aflat la guvernare nu a respectat semnificația politică a votului cetățeanului român. Societatea noastră, mulți dintre politicieni, încearcă să manipuleze în folos propriu votul exprimat de oameni. Nu o să vorbiți de faptul că nu mai există două tururi la primar, dar nici președintele Consiliului Județean nu mai este ales de către cetățeni, ci este ales de către consilieri la așa numită modalitate de masă verde. Deci cetățeanul nu mai are niciun drept în a-și alege președintele Consiliului Județean. Acum,
PSD-ului i-a convenit ca după ordonanța 55, prin care în mod straniu a favorizat și reimplementat în România, pentru că PSD-ul astăzi este grădinarul migrației politice din administrația publică locală. El este mentorul migrației politice. Și după această catastrofă din administrația publică locală, ordonanța 55, prin care i-a lăsat pe primari și i-a momit pe primari cu mulți bani, s-a reconfigurat, de fapt, coloratura politică. Dacă până la ordonanța 55, mă rog, primarii erau oarecum echilibrat împărțiți în țară, PSD-ul câștigă, după migrația politică, peste 700 de primari. Și atunci, pasul 2 a fost schimbarea codului electoral. Și anume, dacă noi avem cu 700 de primari în plus luați nedemocratic, în afara alegerilor, atunci hai să mai învingem puțin regulile democratice încă o dată prin modificarea codului electoral și să nu-i mai lăsăm pe oameni să aleagă din două tururi, adică să se reconfigureze ceea ce este reprezentativ, îi lăsăm numai dintr-un tur, pentru că primarii au posibilitatea să fie aleși mult mai ușor cei de pe funcție. Și să pună și eventual 10 candidați de dreapta, de mijloc, ecologiști și eu să scot un 21-23%. Considerați că PNL-ul a luptat suficient împotriva acestui proiect? A făcut chiar tot ce era posibil? Sau? Greu de spus. Greu de spus, pentru că eu fiind în administrația publică locală, n-am avut acces la toate discuțiile din Comisia de Cod Electoral. Ceea ce pot încă însă să spun este că PNL-ul a pierdut foarte mult prin faptul că primarii nu se mai aleg din două tururi și președinții Consiliului Județean nu se mai aleg prin votul cetățenilor. Vă propun să ne focusăm și pe Mureș, județul noastră. Și în primul rând, păstrând această temă a alegerilor, și având în vedere că PNL-ul poate a mai pierdut un pic din forță prin ruperea și formarea noui formațiuni de dreapta, mă refer aici la partidul ALDE, credeți că la aceste alegeri mai puteți face, i-aș spune, surpriză, pentru că ați câștigat alegerile acolo într-un fief al UDMR-ului și poate în condiții în care lumea nu se aștepta să câștigați. Credeți că mai puteți face această surpriză, să-i spunem, la Mureș, având în vedere ecuația data? Da, eu sunt încrezător și întreaga echipă suntem încrezători. Până la urmă, nu e o surpriză neapărat. Acum că UDMR-ul se mobiliza bine la vot, a fost o conjunctură. Eu cred că și românii, dacă e să împărțim, să facem această dihotomie, și românii se pot mobiliza la fel de bine la vot. Și am mobilizat, cred eu, în 2012. Ruperea, așa cum am spus, a fracțiunii ALDE a influențat, a avut efecte la Mureș? Evident că niciodată nu scade bine când colegi pleacă la un alt partid. Însă, sincer, pentru mine a fost o surpriză. Înțeleg. Să facem un joc al imaginației. PNL-ul câștigă alegerile generale în toamnă și face un nou guvern. Vedeți în continuare viabilă alternativa lui Cătălin Predoiu ca prim-ministru al României în formula inițială? Cătălin Predoiu este candidatul nostru pentru prim-ministru. Deci îl vedeți în continuare da. O alternativă da. Viabilă. Și în contextul ăsta, tot așa prin prisma dumneavoastră locală, ce priorități credeți că ar trebui să aibă guvernul Predoiu de atunci pe zona aceea a Transilvaniei? Autostrada Transilvaniei ar trebui poate să fie un proiect dus la capăt? Sau ce lucruri importante ar trebui să facă guvernul acela? Da,
Cred că autostrada Transilvania este o realitate. Un an de zile Ministerul Mediului a ținut avizul pentru acea autostradă și de aceea n-am reușit să începem practic șantierul. Licitația s-a ținut, fonduri erau asigurate pentru această autostradă. Eu cred că în general trebuie să ne gândim și eu nu cred într-o viziune sectorială în ceea ce privește România. România trebuie luată ca un tot unitar și poate România plus Republica Moldova trebuie luată ca un tot unitar și cam așa cred că ar trebui să gândească un guvern. Nu cred că Transilvania merită mai mult decât Moldova sau, nu știu, regatul mai mult decât Transilvania. Nu, cred că un guvern trebuie să gândească unitar. Nu cred că dacă un ministru este de la Brașov, trebuie să facă mai mult pentru Brașov, sau dacă este de la Iași, trebuie să facă mai mult pentru Iași. Din punctul meu de vedere, este o gândire păguboasă. Dar care s-a cam întâmplat în ultimii S-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Însă, încă o dată, și acest lucru ține de cultura noastră. Dacă a plecat dintre noi, trebuie să ne dea nouă mai mult decât celorlalți. Nu cred că de aia trebuie să fie acolo, ca să dai mai mult al lor tăi. Nu. Cred că lucrurile astea ar trebui să fie de domeniul trecutului. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să ne gândim să ajutăm Piteștiul, cel mai mare exportator al țării. Pe urmă, evident, să terminăm cu bucățelele de autostradă ale domnului Boc și să începem să unim aceste bucățele. Și un mare proiect ar fi legarea Moldovei prin autostrada Târgu Mureș-Iași de vest, de Occident, de Transilvania, în primul rând. Și în funcție de aceste priorități, cred că ar trebui condusă România. Bun, până la acest joc de imaginație, momentan avem un guvern de tehnocrați, da, care a venit pe un fond de simpatie foarte mare. Lumea Frândar are cu siguranță așteptări de la acest guvern. Să presupunem că guvernul tehnocrat de care vorbim va avea un succes nebun. După un an de zile de guvernare, românii își vor regăsi multe din așteptări. Credeți că acest lucru ar putea rivaliza, să spunem, cu moartea clasei politice din România? Vor pierde foarte mult la acest capitol politicienii dacă niște tehnocrați vor demonstra că pot să facă ceva mai mult. Bine, oricum România are de câștigat dacă un guvern de tehnocrați sau de politicieni conduce și îi merge bine acelui guvern. Pentru că dacă guvernul îi merge bine, merge bine României, respectiv societății în general. Dar politicienii ar trebui să facă pasul înapoi în contextul ăla. Sau nu? Nu știu dacă putem vorbi în termeni atât de tranșanți. Pentru că, haideți să mergem să vedem că doar n-or fi chiar toți din acel guvern tehnocrați. Cuvântul tehnocrat are, ca să zic așa, de la Stolojan încoace, are o conotație ușor nepotrivită, ca să-i spun așa. Nu cred că pot să-i spun un guvern tehnocrat, însă și primul ministru este un om cu experiență colosală, dar politică. Dar când vorbești de politică, nu înseamnă partinică. Un tip care a fost comisar european are o experiență politică la un nivel foarte înalt. În niște canoane și în niște conjuncturi foarte solide. Cred că a vorbit despre un guvern tehnocrat sau un guvern politic, e foarte greu să faci o asemenea dihotomie, ca să folosesc același cuvânt din nou. Nu, cred că de multe ori putem vorbi despre oameni neimplicați politic. Și oameni neimplicați politic pot aduce un plus de care partidele au nevoie. Acest an, că nu știu cum să-i spun, în care partidele n-au făcut un pas în spate, ci pur și simplu nu mai sunt în prim planul actului de guvernare, poate să fie o,
un reset, poate să fie un refresh pentru întreaga clasă politică. Și când vorbesc despre clasa politică, vorbesc practic despre cele două mari partide, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Cred că, într-adevăr, trebuie să avem în vedere că partidele politice nu au înțeles, de fapt, semnalul din 14 noiembrie 2014. Atunci a fost un semnal puternic când Klaus Iohannis câștiga președinția României. Un om care, iată, pot să-i spui că nu are experiență politică, cu o vastă experiență politică, dar la Forumul German, în calitate de primar, în cadrul unor proiecte europene solide, cu o vastă experiență politică, dar care n-a făcut parte neapărat dintr-un partid. Și atunci, acel semnal a fost interpretat foarte lax de către partidele politice. Partidele politice, practic, au acceptat, fără să ia măsurile care erau clare pentru noi toți. Toți am înțeles ce s-a întâmplat, toți am înțeles că trebuie să ne facem reglajele de care avem nevoie, pentru că societatea ne cere acest lucru. Și nu poate să existe o detașare, o decuplare a partidelor de societate. Dacă vrei să fii în prim planul politicii într-o țară la un moment dat, trebuie să realizezi cuplajul cu societatea. În afara dezideratelor societății, nu poți ființa ca partid. Apropo de lucruri inedite și de schimbări, PNL-ul a făcut, desigur, într-un mod democratic, să spunem, un prim experiment. Unul dintre copreședinții partidului este o femeie. Nu am prea fost obișnuiți ca la partide de anvergură liderul să fie o femeie. Care credeți că sunt aturile Alinei Gheorghiu și dacă inclusiv acest lucru, prin prisma ofertei electorale pe care o propune PNL-ul, poate fi un avantaj? Categoric, atunci când vorbim despre Alina Gheorghiu, nu mă gândesc în primul rând la dumneavoastră ca la o femeie. Alina Gheorghiu este un om de asemenea cu o vastă experiență politică, este de fragedă tinerețe în Partidul Național Liberal. Eu nu cred că și-a câștigat acest drept având în vedere și că este femeie. Nu, eu cred că și-a câștigat acest drept ca urmare a unei activități în cadrul unui partid, o activitate onestă, o activitate care i-a creat practic premisele să ajungă pe scaunul brătienilor. Din punctul meu de vedere, această împărțire de gen femei-bărbați în politică nu cred că are un eșafodaj, un suport destul de puternic. Pe de altă parte însă, este vizibil că a fost un pas important și un refresh foarte, foarte consistent în materia președinților de partide mari în România. Adică ceea ce spune dumneavoastră este și faptul că românii sunt în momentul de față, sau considerați că sunt în momentul de față, pregătiți să treacă peste anumite prejudecăți și să digere, să-i spunem așa cu ghilimele de rigoare, intrarea în linia întâi a femeilor, nu? Nu știu. Nu știu dacă e un experiment, până la urmă. Dacă, nu aș spune nici experiment. Încă o dată, mie mi s-a părut natural, firesc. Nu, n-am luat-o ca fiind o excepție. Cred că, nu știu, poate e o experiență personală. Noi la Mureș am lucrat foarte mult în acest spirit. Și foarte multe. Prima femeie, șefa gărzii financiare, a fost din Mureș, după ce a fost directorul general al finanțelor publice Mureș. Primul viceprimar al Târgu Mureșului a fost o femeie, mă rog, chiar o doamnă care este în ALDE acum. Deci, noi am avut astfel de experiențe, cel puțin la noi, în organizația noastră, în echipa noastră, nu s-a pus niciodată problema de gen. Nu putem pune un bărbat pentru că e bărbat, nu putem pune o femeie pentru că e o femeie. Nu cred că
Cel puțin Mureșul, sigur, este pregătit pentru acest lucru. Restul țării, cred că este, dar nu știu. Nu pot să dau o sentință. Domnule președinte, pe finalul interviului vă propun să rămânem tot la Mureș și să vă întreb care sunt, practic, obiectivele noastre pentru 2016, ce veți face dacă veți câștiga acolo alegerile, dacă le veți pierde și în cazul în care, repet, acel scenariu, PNL-ul ajunge la putere, câștigă și va da un prim-ministru, poate Cătălin Predoiu, dacă vă gândiți să veniți la București, așa cum mulți lideri locali au practicat de-a lungul timpului. Primul pas sunt alegerile locale. Și cred că despre asta trebuie să vorbim. Partidul Național Liberal trebuie să câștige la Mureș alegerile locale. Ce înseamnă asta? Înseamnă să aibă cel mai mare grup de consilieri locali la municipiul reședință de județ, cel mai mare grup de consilieri județeni la Consiliul Județean Mureș. Acestea sunt obiectivele, iar dacă nu obținem cele două majorități, sau nu majorități, dar să dăm cel mai mare grup de consilieri locali, respectiv județeni, vom considera că nu ne-am atins țintele. Pe urmă, restul sunt consecințe. Dar scopul nostru, a echipei noastre liberale de la Mureș, este să luăm cel mai semnificativ număr de consilieri județeni, respectiv locali, în Târgu Mureș și la Consiliul Județean Mureș. Acestea sunt țintele, restul sunt consecințe. Alegeri generale, primar, președintele Consiliului Județean, deputați, senator și așa mai departe. Vă doresc succes și vă mai așteptăm cu drag oricând în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc de prezență.